Ne vedem invers, nu mă vedeți deloc bine, știu, pentru că sunt împotriva luminii. Nu prea am cum să vă pun... Vai, dar nici nu pot să calc ce am făcut, am înfășurat ăsta aici. Nu prea am cum să vă pun ca să mă și vedeți, că în partea cealaltă ar trebui să pun camera pe un trepied, ar trebui să stau un pic mai mult să fac setup-ul și nu prea mai am timp, trebuie să calc repede hainele, astea pe care le luăm la noi. Mergem în Ploiești și credeți-mă că le calc așa pe repede înainte, nici nu stau foarte mult, cât să nu mai fie la fel de șifonate. Bine, nu cu distracție, nu cu... mergem cu treabă, trebuie să își schimbe iubitul meu niște acte și trebuie să mergem acolo. Să vedem ce e de făcut, sper să rezolvăm. Și-a strâns toate actele de aici din București, dar nu se știe niciodată. Când a ajuns la ghișeu, niciodată nu se știe cum îți mai trebuie ceva, cam așa se întâmplă în general, cel puțin în cazul meu, dar eu sunt un pic mai neatentă, poate. El cred că s-a uitat și și-a luat absolut tot ce era de luat. În jumătate de oră ar trebui să plecăm. Și eu mai am de călcat haine, nici nu mi-am făcut bagajul, în schimb m-am machiat, nu mi-am luat la mine nici make-up, ne întoarcem mâine, așa că Mirela va trebui să le dea pastile pisicilor mele, să-i dea pastile Cleopatrei, știu că nu-i place. Cleo cum simte că primește pastile de la altcineva, cum începe să fie nesuferită, să miorlăie, să se prefacă că nu le vrea și Mirelei e frică de ea când o vede așa. Așa ne-am chinuit și când i-am scos branula. M-am chinuit ceva cu Mirela și apoi am zis, ok, bine, nu o mai scoatem și mă duc mâine cu ea la veterinar. Făcea ca toate, miorlăia, hâsâia, făcea câh, nu-i convenea absolut nimic și până la urmă am scos-o cu iubitul meu, a ținut-o iubitul meu. La el nu prea îndrăznește să facă, nici la mine de altfel nu prea îndrăznește să facă, dacă suntem de-ai casei, nu îndrăznește să... miorle sau să facă urât, nici când ia pastilele, le scoate ea din gât, dar asta e altă problemă. Cred că am călcat, nu plovor ăsta, dar nu miorlăie, nu e pe intimidare. Pur și simplu le scoate că nu-i convin ei. Asta, un tricou, ia să-l calc și pe ăsta. Trebuie să văd și cu ce mă îmbrac. Este frig seara, e cald ziua, eu nu vreau să-mi iau prea multe bagaje la mine pentru că stăm doar o noapte. Cred că o să-mi iau un hanorac, un tricou, o pereche de blugi și cam asta e tot. Nici machiaj nu-mi iau. Mi-am luat rimel și un BB cream și un SPF. M-am aranjat astăzi și am zis că e suficient. Dacă s-a aranjat astăzi, nu mai trebuie să fiu aranjată și mâine. Urăsc să calc oricum, nu-mi place deloc. Deloc, deloc. Dar trebuie să-mi calc și eu blugii și am zis că dacă tot mă apuc de ale mele, de ce să nu le calc pe toate? Astăzi vine și covorul, în sfârșit, doar că eu o să fiu plecată de acasă, m-au sunat de dimineață și mi-au zis că îl vor aduce pe la 3 după amiaza, de fapt între 3 și 5 și numai bine că i-am dat Mirelei banii pentru covor și am rugat-o să-l ia ea, doar că am rugat-o să nu-l întindă pe jos, să-l lase așa rulat într-un colț de casă, pentru că mi-e foarte teamă să nu vomite iar pisicile pe el. Și atunci, dacă eu sunt acasă, când le văd că vomită, bine, asta durează vreo 2-3 zile, cât e covorul curat și parfumat, abia aștept să-l pun în casă, că mereu vine parfumat. Și l-au spălat destul de repede, ținând cont că l-am dat joi, astăzi este marți, și ținând cont că în weekend nu se lucrează, chiar a venit foarte, foarte repede. Eu îl spăl la Blue Lagoon. Nu știu dacă are asta vreo importanță sau nu. Dar noi și eu și Mirela tot acolo le spălăm. Și e și curățătorie ecologică, din câte știu eu. Ceea ce înseamnă că e ok și pentru pisici. În momentul în care îl aduc în casă, ele se tot trântesc pe el. Și parcă n-aș vrea să, nu știu, să fie o curățătorie chimică. Și atunci de asta am ales noi o curățătorie ecologică pentru covoare de fiecare dată. Când ai animale în casă, e un pic complicat cu toate soluțiile astea chimice. Ți-e frică și să le lași pe temir pe unde, nu lăsăm niciodată nimic deschis în casă sau
nu știu, nu spălăm niciodată. Dacă spăl ceva, spre exemplu, dacă am o haină care trebuie spălată de mână, trebuie să mă asigur că imediat am aruncat apa, pentru că nubia se duce și are tendința să bea, să guste din absolut orice. Și mi-e foarte, foarte teamă de treaba asta. Vai, dar blugii ăștia s-au șifonat foarte tare. Am citit eu undeva că în momentul în care calci blugii, trebuie să calci la temperatură joasă, pentru că, mai ales dacă sunt ușor elastici, distrugi firele acelea de elastic și la un moment dat se vor lua imediat, vor prinde forma genunchiului imediat, se vor lăsa așa. Arată bine în primele 10 minute pe tine și apoi imediat iau forma corpului și se lasă, arată inestetic. Gata, sunt, m-am îmbrăcat, mi-am luat și niște ochelari așa de formă, mi-am făcut și părul, doar că l-am făcut un pic prea mult, vedeți cum stau aici vârfurile în exterior și pe partea asta la fel, dar e ok. Pa, dinosaurul meu, ne vedem mâine! Pa, dinosaurica mea! Nubii, când ne vede încălțați, fuge! Ne luăm biletele! Pa. Da, nu l-am selectat! Până apoi! Interregio, la 15:15, înainte! Asta a doua! Wow, gata, am luat biletele! Doar unul? Sunt ambele! Sunt ambele? Nu, e doar unul! Așteptați, bilet. Se tipărește câte un bilet pentru fiecare persoană. Ok, așteptăm. Și al doilea bilet. Gata, ne-am așezat aici la McDonald's pentru că s-a uitat iubii de dimineață și era un tren la 21:15 și am zis să ajungem la ăsta, doar că atunci când am ajuns nu era niciun bilet disponibil, trenul nu era acolo pe unde trebuia să ne cumpărăm bilet. Și până la urmă s-a dovedit că nu știm ce se întâmpla cu trenul respectiv. Ne-au spus doamnele de aici că se poate să fi fost tren care să nu aparține de CFR și atunci de-aia nu apărea la ele acolo în sistem. Și atunci am așteptat și luăm următorul tren. Bine că e ploiește aici la o aruncătură de băți, că dacă era altceva, stăteam mai mult. Așa trebuie să stăm o oră și am zis că o mai, nu știu, o mai lălăim aici la Mac. Eu mi-am luat un Cola Zero. Și cam atât, nici foame nu ne e. Și bine am ajuns în Ploiești. Am ajuns la Best. Știți că v-am cerut să-mi spuneți unde să mergem. Așa că am ajuns aici. Nu știu cât o să mă auziți că e muzica aici. Suntem la Best, unde mi-ați recomandat voi să mănânc burgeri. Și mi-am luat niște mini burgeri ca să fiu sigură că încerc din tot. Să știți că nu o să ne auzim prea mult astăzi seara, că stau aici cu toată lumea la masă. Haideți să vă arăt ce mi-am luat și vă zic dacă mi-au plăcut sau nu. Am mers pe mâna voastră, mi-ați mai scris cred că nu înțelegeți despre ce vorbesc. V-am întrebat ieri pe Instagram, m-am spus că o să ajung în Ploiești și v-am rugat să-mi recomandați unde anume am putea merge și voi ați spus aici. Așa că aici am ajuns. Hai să vedem dacă sunt burgerii buni. Mulțumim frumos! Stai să vă arăt, mi-am luat și costițe. Aici sunt costițele de porc cu cartofi, care arată super bine și miros super bine. Și aici la Iub, bine, noi împărțim oricum. Sunt burgerii, 3 mini burgerele. Sunt plină. A fost super, super bun, doar că eu nu am putut mânca burgerii care au carne de vită, dar asta e problema mea, că eu nu mănânc vită în general. Însă l-am mâncat pe cel de pui și a fost super, super bun și am mâncat și costițele. Și acum așteptăm să vină băiatul cu narghileaua, care trebuia să fie aici de la 6, 6 jumate, 7. E 8 și încă nu a venit. Am luat un Hugo, dar nu mi-a plăcut chiar atât de mult, nu prea e dulce. Așteptăm narghileaua, poate vine totuși într-un final. Dar vă mulțumesc mult, mult de tot pentru recomandare, că mâncarea chiar a fost bună și multă. Nici n-am putut mânca cartofii până că i-am lăsat în farfurie. Foarte, foarte multă ori, nu știu, nu a intrat de data asta la mine cel puțin. Bună dimineața! Mai știți ieri când vă spuneam că mi-au minimul de machiaje la mine pentru că nu o să am nevoie? Și mă gândeam că astăzi mă machiez deloc. Ei bine, cred că ăsta e momentul... Ce am aici? Am un fir de păr. Cred că ăsta e momentul în care încep să regret decizia. M-am dat acum cu SPF. Ne-am băgat la somn undeva pe la ora 5 dimineața. Și mă uit acum la fața mea și efectiv regret că nu mi-am luat un concealer și că nu mi-am luat un fond de ten. Iubitul meu se duce să-și facă actele și să facă tot ceea ce are el. Nu știu, să-și rezolve toate problemele. Iar eu o să mă duc... Cred să mă plimb prin centru, ce altceva să și fac, că nu vreau să stau
după el, probabil că o să dureze și o să mă plimb. Și nu m-am gândit la faptul că o să adorm târziu și că nu o să fiu odihnită, eu m-am gândit că totul o să fie perfect, îmi pun un SPF, îmi pun un BB cream și asta e, ies afară pe ușă. Lucru care s-a și întâmplat, că doar asta mi-am luat la mine. Hai să vă arăt minimum, minimorum în materie de machiaj pentru mine. Un gloss, un creion roșu de buze cu un ruj roșu de buze, pentru că m-am gândit că o să îl folosesc aseară. Seara a trecut, nu l-am folosit, nu l-am aplicat, l-am luat degeaba. Un BB cream, un rimel, SPF-ul normal, că nu plec nicăieri fără el, pentru că folosesc vitamina C pe ten și am nevoie de așa ceva. Nici skincare nu mi-am luat. Vă arăt tot ce mi-am luat de acasă, ce mi-am adus. Și un creion de buze. Asta e minimul de produse fără de care eu nu pot trăi. Dacă m-ar întreba ceva, 5 produse pe care le-ai luat cu tine. Glossul, nu știu, l-am băgat așa pentru că l-am văzut acolo, am dat de el, dar în rest nu, nici nu o să-l folosesc, că cel mai probabil o să port mască, o să mai intru în magazine sau nu știu ce o să se întâmple. Hai să-mi dau cu rimel, cu BB cream, nu mi-am luat nici pudră, sper să nu arate prea, nu știu, eu de obicei pun BB cream și o setez cu pudră cel puțin în zona ochilor, dar dacă nu mi-am luat, o să o pun așa și sper să se vadă ok. Ei, na, ia uite unde sunt. Ultima oară când ne-am auzit eram acasă, vă ziceam de rujul roșu pe care mi l-am și aplicat pe buze. Și singurul lucru pe care l-am luat la mine și a fost cât de cât inteligent au fost ochelarii de soare, pentru că dacă sunt obosită și sunt nemachiată, mă scapă de orice. În spatele meu e catedrala, unde e o slujbă, nu știu sigur, hopa, cred că am greșit pe aici, ok, da, am greșit. Eu trebuie să mă opresc pe bancă pentru că am un șire desfăcut și abia stau în picior încălțările. Și mi s-a spus că aici e centru și de aici pot să merg să mă plimb, să văd ce e pe partea dreaptă, ce e pe partea stângă. Eu vreau să găsesc muzeul ceasului, să văd dacă e deschis, să mai pierd un pic timpul pe acolo. Că parcă nu m-aș așeza așa la o terasă, m-aș plimba un pic, aș merge. Am un pic de mers până la muzeul ceasului, nu știu ce vedeți voi, că nu cred că vedeți nimic. Nici eu nu văd în cameră. E puțin de mers. Eu credeam că e clădirea asta din față. Nu vedeți voi, dar dacă mă dau eu mai așa, nici așa. Are un ceas pe ea, sus acolo, dar nu. Mi se părea logic să fie asta din față. Și aici e catedrala de care vă spuneam, unde se ține o slujbă. Hai să mergem! Știți ce mă gândeam acum? Unde ești, Ea? Că ultima oară când am fost cu tine aici, fix în centru, cred. Cred că am mers la un second hand de aici, din centru, și se întâmpla acum ani buni, cred că 6-7 ani, dacă nu mă înșel. Și am fost eu în vizită la ea la Văleni și știu că ne-am dus aici în centru și ne-am dus prin second hand-uri. Poate găsesc totuși ceva. Spotted second hand, în amintirea vremurilor trecute, într-acolo, mă îndrept, acolo intru. Am mai trecut pe lângă un mall mai devreme, dar nu vreau să intru în mall. Mall e și la București. Hai să vedem, poate găsim ceva interesant aici. Am intrat un pic în cabina de probă ca să vă arăt ce am găsit. Am găsit coșul ăsta care e super, super drăguț. Cred că o să vină cu mine acasă și se vede și frumos. Cred că se vede fain și la ținuta asta. Tot nu am unde să-mi bag telefonul. 2. Am găsit geanta asta, care este din blăniță. N-are ea cine știe ce structură, dar m-am gândit că tot vine iarna și o să arate, cred că o să arate drăguț. Corochie ceva. Cred că și pe asta o iau cu mine acasă. Și articole vestimentare. Am găsit bluza asta, care nu-mi dau seama. Ia spun ce-ți de aici. Jos. Nu-mi dau seama dacă e din mătase sau nu. Se simte ca mătasea. Și mă gândeam că cu o pereche de jeans ar putea să fie chiar drăguță, dar cred că e mare. Să fac un fel de crop top. Cred că o iau și pe ea cu mine. Și am mai găsit asta. Da, nu cred că o iau pe asta. E faină că are... Stați un pic să o iau. E faină că are mânecile bufante, dar mi se pare cam lucios materialul. Cel puțin pentru gustul meu. Nu cred că o să o iau pe asta. Cred că am ajuns la umbreluțele din centru, unde îmi spuneați voi că se fac poze drăguțe. Problema e că sunt singură, așa că n-am cum să-mi fac nicio poză drăguță. Uite, aici sunt, ca să le vedeți mai bine. Și eu încerc să găsesc muzeul ceasului, deși cred că m-am abătut un pic de la drum dacă am luat-o pe aici, pe la umbreluțe, mai mult ca sigur. Sunt încă aici la umbreluțe, nici nu vreau să știu ce e la buzele mele, că mi-am tot pus masca, mi-am tot dat-o jos. Am intrat mai în spate, nu cred că vedeți, e aici un magazin de antichități și voiam să văd dacă are umbrelă cu mâner așa special din bronz.
are doar bastoane. Bine, nu voiam musai. Voiam să verific pentru că știu că există o posibilitate să găsești totuși așa ceva la magazinele astea. Dar atât de grumpy a fost domnul ăsta de aici. M-am uitat la două bastoane și am plecat foarte, foarte grumpy și foarte așa. L-am întrebat, cumva umbrele, cum un era așa? Ați adus, aduceți? Sunt unicate, domnișoară, nu. Și zic, da, știu că sunt unicate, dar m-am gândit să-mi încerc norocul și să vă adresez o întrebare. Da, nu mi-a plăcut atitudinea, așa că am plecat. Și am mai văzut un second hand mai în spate, dar n-am mai intrat, am zis, lasă. Mi-am luat deja de la Humana. Mi-am luat trei articole, mi le-am arătat în cabina de probă. Sunt acum pe bulevardul, sunt la Teatrul Toma Caragiu. Și merg către Muzeul Ceasului, unde sper să se poată plăti cu cardul, pentru că eu nu am niciun pic de cash la mine, ca de obicei. Am ajuns! L-am găsit! Arată cam pozele de pe Google, acesta este cu siguranță. Repede că e verde, să trecem și noi. V-am arătat clădirea greșită, asta este de fapt, dar era aproape de clădirea pe care v-am arătat-o anterior, care de altfel se află în spatele meu. Acum hai să vedem pe unde se intră oare. Și uite cum ies eu de la Muzeul Ceasului, cu coada între picioare, pentru că trebuie să mă duc să găsesc un bancomat, să scot cash, dar trebuie să găsesc un BT. Pentru că dacă nu am la mine doar telefonul, la BT pot scoate fără card. Le-am și întrebat acolo și vreau să și filmez un pic. Trebuie să plătesc taxe de filmat și au zis da, 100 de lei ora. Și am zis ok, bine. Așa că s-ar putea să nu mai filmez înăuntru. Nu sunt sigură. Aș vrea să plătesc taxa de fotografiere și poate vă arăt niște poze așa. Și intrarea e 12 lei parcă pentru adult. Între ora 12 și 1 au pauză oricum. Așa că ar trebui să mă încadrez. Nici nu știu cât e ceasul. Trebuia să le întreb cât e ceasul la Muzeul Ceasului. Că am telefonul pe aici prin toate buzunarele băgat. Am văzut eu un BT în spate, dar era chiar la intrare în centru. M-am întors aici de data asta cu cash după mine și poate reușesc să vă arăt ceva înăuntru. O să plătesc taxa foto și poate fac câteva poze. Hai să vedem ce iese. Asta este intrarea aici. Primele instrumente de măsurare a timpului. Ia uitați, lumânare pentru măsurarea timpului, 24 de ore. Și aici cadran solar. Ceasuri de trăsură. Wow! Din Austria. Ceas de masă. Ceasul ăsta, pendulă de parchet, wow, și ceasurile astea de șemineu în stil Ludovic, superbe. Make you this again.
Acolo cum era pus ceasul de haină și poșeta. Ce drăguț. Gata, am ieșit de la muzeul ceasului. Nu am ieșit cu mâna goală. Mi-am luat un semn de carte și o vedere. Până la urmă, taxa foto a fost 25 de lei, nu 50 de lei. Nu știu de ce. Eu eram pregătită cu 50 de lei și mi-a zis: a, nu, e 25 de lei. Am reușit așa să și filmez un pic. Am și fotografiat. E interesant să știți muzeul, adică... Bine, nu pot să zic că te dă pe spate, că e destul de micuț, dar clădirea e foarte faină. E într-o clădire din 1800, dacă nu mă înșel, și e și restaurată înăuntru cu picturi pe tavan. Pasteați că trece o ambulanță și nu cred că mă auziți. Pe lângă asta sunt ceasuri extrem de faine, dacă vă uitați la detalii, dacă stați așa un pic să le analizați. Dacă nu stați să analizați și vreți doar să vedeți așa fugitiv, durează nici 10 minute, că sunt vreo câteva camere doar. Dar dacă stați să și citiți, să vă uitați la cât de minuțios erau lucrate înainte ceasurile de podea, ceasurile de perete, atunci chiar e interesant de vizitat. Pe lângă asta, ce mi-a plăcut mie și ce am aflat nou, bine, știam că înainte timpul se măsura cu cadrane solare în funcție de cum cădea umbra pe pământ și tot așa, dar uite, nu știam că din China a pornit ceasul acela arzător, sub formă de lumânare, care arde în 24 de ore. V-am arătat-o la un moment dat, era acolo pe perete. Puteți să veniți să-l vizitați, e interesant așa, dar e micuț, e un muzeu micuț. Pe lângă asta am mai văzut și ceasuri de trăsură, dar cred că asta am mai văzut și în București, dacă nu mă înșel, la Palatul Șuțu, când am fost. Stați un pic că mai era ceva ce nu am filmat, că vă las să descoperiți așa și singuri. În ultima cameră au și muzicuță. Muzicuță, gramofon, dacă nu mă înșel. Și e acolo o tabletă pe care o plimbi așa de la fiecare instrument în parte și îți cântă în funcție de cum se auzea muzicuța, gramofonul sau ce mai era acolo. Interesant, zic eu. Mă duc acum să mănânc ceva, că nu mai pot de foame. După care cred că pornim spre București, că se face deja târziu. Este ora 1 acum, la momentul la care vorbesc eu cu voi. Bun, și aici mi-am spus că se fac poze faine. Eu de venit am venit, dar sunt singură, iubitul meu e la terasă. Și soarele e un pic ciudat acum, așa că nu o să iasă nicio poză faină la 1. Am ajuns să mâncăm la Curtea Berarilor și haide să vă arăt ceva cel mai drăguț. Stați un pic că nu vreau să sperii. Ia uitați pe micuță cum stă ea acolo. Măi, sufletel! Ce doarme, micuța, nu vreau să pun mâna pe ea, că o să sperii, doarme dusă. Ia să vedem mâncare. Trebuie să trec de băutură până ajung la mâncare. Specialități vieneze. Am vrut să vă filmez un pic și înăuntru aici. M-am tot bătut la cap băieții să vă arăt cum e înăuntru, cu butoaie, cu țev de cupru, dar nu prea vedeți. Nu prea vedeți că e întuneric. A, uite, pe partea asta, aici. Wow, e drăguț tare. Special restaurantul ăsta. Așa, acolo ne arată cum e produsă berea. Dar cred că v-am arătat, scrie și pe meniuri afară. A venit mâncarea, mi-am luat un cârnăcior bratwurst. Și iubi, zici că pleacă la
Unde te duci, iubi, după mâncarea asta? Poftă bună! Iub, hai să scând la pian. Ia uzi. Cine a ajuns acasă, hai sus, hai sus. Am ajuns la gatiți, am ajuns și la covorul meu care e acolo în spate. Nu-l vedeți voi, dar e rezemat acolo în hol. Mi-am trântit aici ghiozdanele și primul lucru pe care vreau să-l fac este să întind covorul, că îmi era dor să simt pufoșenie sub tălpi în momentul în care calc aici în sufragerie. Pe lângă asta se simte foarte și se vede, nu numai că se simte, se și vede foarte, foarte urât spațiul ăsta din sufragerie. Hai să vă arăt, iau și covorul, îl întindem și apoi ne auzim așa un pic mai pendelete, că între timp am și ajuns în București. Ultima oară cred că eram la Curtea Berarilor, unde am mâncat foarte bun cârnăciorul acela alb, bratwurst, care îmi place mie, foarte bună și garnitura aceea de varză, care a fost lângă, dar extrem de sărată. Era varză murată, cred, extrem de sărată și mi-a fost așa o sete pe drumul înapoi înspre București, pentru că am fost pe fugă, am ajuns în ultimul minut să prindem trenul, să venim înapoi acasă și am ajuns acasă, pisicile mă așteaptă să le dau plic umed, totul e un haos, dar întâi întindem covorul și apoi iau așa o gură mare de aer și vă mai povestesc ce și cum, pentru că am primit și un mail cum că a ajuns comanda de la Shein, va ajunge mâine, ceea ce, wow, cred că am plasat-o acum cred că o săptămână în urmă. Sunt atât de obosită și am ochii atât de mici că am dormit doar 2 ore azi noapte, dar recuperez în seara asta. Hai să începem cu începutul și anume covorul. Ia uite ce e aici, gătiți! Opa! Ia să iau cutterul. Sunt curioasă dacă, eu nu știu ce vedeți, că nu știu cum am reglat camera, dar eu sunt, opa, stați un pic că e cu scotch virar. Sunt curioasă dacă au ieșit petele de vomă de pe el și petele de fond de ten. Nu știu dacă aveați dubii în vreun sens, dar evident că pisicile sunt primele atunci când vine vorba de lucruri noi în casă și miroase a detergent covorul. Uai! Mamă, ce bine miroase! Așa mă bucur când e covorul spălat. Ok, dar nu au ieșit toate petele, mai e o pată acolo, stați că vă arăt imediat. Petele de fond de ten nu prea au ieșit. Sunt curioasă să văd dacă voma a ieșit. Cred că voma e la capătul ăsta, după cum am pus eu covorul. Wow, pisici, avem covor nou! Da, Riri, e cel mai frumos covor din univers aici. Ce bine miroase și ce bine se simte să ai covor spălat. Stai să vă arăt, uite aici. Nu s-au luat, asta e o pată mică de fond de ten, aici iar o pată mică de fond de ten, dar s-a luat voma, nu mai e absolut nimic. Pisicile evident că sunt extaziate de covorul ăsta curat. Am aspirat doar aici în sufragerie, doar în zona asta, pentru că nu mai puteam de nerăbdare să pun covorul și trebuie să pun aspiratorul și în baie, să curăț litiera, să bag la spălat. Dar, înainte de asta, haideți să vă arăt ce mi-am luat de la... Deși v-am arătat și în momentul în care eram în cabină, v-am spus și în momentul în care eram în Ploiești, că nu mă atrage deloc să merg în mall-uri, pentru că mall-uri avem și aici. Și atunci, cumva, în amintirea vremurilor de demult, când cutreieram second-hand-urile cu EA, chiar și prin Ploiești, și eram noi... Nici nu mai știu dacă eram, eu cred că eram în facultate, oare nici nu mai știu oricum, de mult. În amintirea acelor vremuri am intrat la Humana, mai erau vreo 2 second hand-uri, am intrat în unul, dar nu era, era sfârșit de marfă, ceva, sfârșit de lot și nu mai era nimic interesant și apoi mai era unul în care nu am intrat. Dar haideți să vă arăt, deși v-am arătat și în cabina de probă, numai că aș vrea să vă zic și cât am dat pe ele, dacă mai au prețul pe ele. Pe toate articolele am dat 50 de lei sau 55 de lei undeva pe acolo și au avut 30% reducere, 29 de lei a fost... asta, coșul ăsta de aici, cred că l-am luat la vreo 20, cam așa, și mi-a plăcut mult de tot, îmi plac culorile și mi se pare chiar drăguțel și se desfac, uite aici, se desface, are niște năsturei care se desfac
Și așa arată înăuntru, nu e nimic spectaculos înăuntru, nu vă gândiți. Știu că vara a trecut, că imediat vine iarna, tocmai de-aia mi-am luat gentuța asta pentru vară și mi-am luat-o și pe cea îmblănită pentru iarnă, ca să-mi fac și capra și varza. Mi-a plăcut coșul ăsta și mi se pare practic pentru că are o dimensiune așa incertă, i-aș spune eu, nu e nici mic, nici mare și dacă ești Monic, poți să-l faci și pălărie dacă îi dai toartele jos. Mai țineți minte când eram eu mică, Monica... Ia uite ce pălărie faci din el. Monica Gabor parcă își pusese o geantă în cap. Parcă, nu mai știu, era peste tot la știri. Când eram eu în școala generală sau în liceu și ea era cu Irinel Columbeanu. În fine, vremuri de mult apuse. Vai că urât arată ghiozdanul ăsta aici, să-l dau jos. Numărul 2 de la Humana. Mi-am luat gentuța asta care, să știți că nu e cine știe ce, nu e nici urâtă, nu e nici frumoasă. Îmi place că e din blăniță și am văzut, am aruncat așa un ochi pe Zara și am văzut că încă se poartă gențile astea cu blană și îmi place că are toartele astea mici și cred că cu un palton ar merge de minune, arunci repede telefonul aici. Prețul a fost 25 de lei, dar cu 30% reducere, calculați voi că mintea mea nu mai merge la ora asta, nu știu, mai puțin de 25 de lei oricum am dat pe ea. Și am mai luat bluza asta, căreia nu i-am găsit eticheta, mie îmi pare că este din mătase, îmi pare. S-ar putea să nu fie din mătase, că nu mă pricep prea bine la materiale. Nu scrie nicăieri ce material e. Aș fi vrut să aibă o etichetă pe interior, ca să văd exact ce și cum, dar e foarte... Ok, e made in China, nu cred că e mătase, stați un pic. Aba da, 30% mătase, 50% viscoză și 20% raion. Nu știu ce e acela raion, dar v-am zis că se simte la atingere că e ceva mătăsos în ea. Știți cum m-am gândit eu să port bluza asta? Nu prea e stilul meu, sincer, cel puțin nu în versiunea asta. E și ușor transparentă, mie nu-mi plac bluzele ușor transparente. Însă am rămas un pic cu gândul la bluzele eșarfă, vedeți că imprimeul este unul de eșarfă și m-am gândit că dacă tot are cordon și vine cu un cordon să... O port așa pur și simplu ca un top, doar că să o strâng aici, să-i pun cordonul aici și să o fac un fel de crop top cu o pereche de jeans cu talie înaltă. Mă gândesc eu că ar arăta foarte, foarte bine și se simte bine, să știți, chiar dacă are doar 30% mătase, se simte bine și pe asta mă apuc să o spăl de mână chiar acum. Dacă e mătase, bănuiesc că nu trebuie să o bag la mașina de spălat. Acum mă apuc să o spăl de mână și să o pun la uscat. Atât, cam astea au fost cumpărăturile din Ploiești. Vino Cleo repede să vezi ce se întâmplă aici, trebuie să-i dau și pastila Cleopatrei să mă ocup de ele. Iar eu vă las pe voi aici, dar nu înainte să vă povestesc că aici rămăsesem, trebuie să iau telefonul de dincolo. Stați un pic. Nu înainte să mă uit puțin pe aplicația Shein, din cauza faptului că astăzi am primit un e-mail de la DPD că mâine îmi va fi livrat coletul. Și voiam să văd cam cât timp a durat de data asta, pentru că eu dacă mă uit la tracking aici, văd că în data de 7 septembrie coletul meu era în Viena. În data de 9, adică mâine, ajunge la mine, ceea ce e super, că abia aștept să ajungă, nu mă înțelegeți greșit, dar eu am pus comanda pe data de 29 august și deja pe 9 septembrie, în 10 zile, a ajuns la mine. Mi se pare foarte, foarte repede. O să vedeți probabil în vlogul următor ce mi-am mai luat. Și vin rochițele nubiei, vine și un costum de sală, vine și încă o roche, niște jucării pentru pisici. Vai, abia aștept să ajungă. O să facem mâine unboxing în momentul în care va ajunge la mine cu siguranță. Gata, nu vă mai țin. Mă duc și eu să editez, să fac un duș, să spăl bluzița asta de mână, să bag la spălat și, în general, să mă instalez din nou acasă, să pun aspiratorul și să fie tot în regulă. V-am pupat, v-am îmbrățișat, mulțumesc pentru vizionare și abia aștept să dorm la noapte. Dă-mi un pic ăsta mare că te iubesc, te iubesc și nu vă dorm cu tine toată noaptea. Iubita-l, mami, trebuie să-i fac baie neapărat. Gata, v-am lăsat, v-am îmbrățișat, aveți grijă de voi și ne revedem data viitoare. Pupici, pa!